Nicio distanță nu este prea mare pentru cel care dorește să-L vestească pe Iisus Hristos. Dragi prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii, aici la Apolonia TV. Discutăm despre un român, un tânăr preot, discutăm cu un tânăr preot care a dorit să meargă în misiune, departe de casă, departe de țară, cu un singur gând, acela de a-L vesti pe Iisus Hristos. Este vorba despre părintele Alexandru Percu. Bun venit la emisiunea noastră! Mulțumesc, părinte, bine v-am găsit! Ați desfășurat activitatea chiar în coasta de Fildeș, nici mai aproape, nici mai departe. Prima întrebare, cum ai ajuns acolo? Am ajuns acolo după un drum destul de lung, după câțiva ani. M-am auzit de coasta de Fildeș, de la misionarii care mai veneau și ne povesteau ceea ce se întâmplă în coasta de Fildeș sau în altă parte, în Kenya, în altă misiune din Africa, în Kenya. Două misiuni susținute de dieceza de Iași. Și atunci a apărut în sufletul meu, în inima mea, în mintea mea, dorința de a merge și eu să fiu misionar, să împărtășesc câtva timp cu cei de acolo, cu oamenii de acolo, să vestesc Evanghelia. Acest lucru s-a putut în anul 2012, când eram student la Seminarul Mare din Iași, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași, după anul 4 de studii. Este așa numitul an pastoral. Și atunci mi-am exprimat dorința să merg într-o zonă de misiune. Părintele rector a fost de acord, iar eu, tânăr student, la 23 de ani, am avut posibilitatea, binecuvântarea, bucuria să ajung în coasta de Fildeș. A fost o experiență extraordinară, minunată, cu oameni frumoși, deschiși, cu o experiență bogată în credință și cu o trăire profundă. Am avut o activitate frumoasă acolo, am stat 6 luni, după care m-am întors să-mi continui studiile la seminarul din Iași. Și apoi... Nu trecem atât de ușor, pentru că ar fi foarte interesant să ne spui care a fost primul impact când ai ajuns acolo. Erai, spuneai, seminarist, da. Tânăr student, tânăr preot, și acum, da. Ce amintire ți-a rămas primul contact cu realitatea de acolo? A fost, să spunem, un șoc când am ieșit din aeroport și m-a izbit acel val de căldură. Eram obișnuit cu răcoarea din aeroport, din avion, și atunci când am ieșit, parcă m-a izbit așa un val de căldură și m-a șocat, m-a speriat. Dar mi-am revenit și apoi, pe parcursul primelor zile, totul mi se părea ceva extraordinar. O lume nouă, oameni noi, un cadru natural extraordinar, deși erau lucruri normale. Oamenii erau normali, dar mie mi se părea ceva extraordinar. Atunci, fiind și după războiul civil, noi am ajuns noaptea și am întâlnit vreo 7 patrule de soldați cu armele în mână. N-am mai avut ocazia aceasta să întâlnesc soldați așa înarmați și să ne oprească, să ne întrebe ce e cu noi pe acolo și așa mai departe. Te-ai încercat un sentiment de teamă? Un pic, pentru că știam că părintele care ne-a însoțit atunci, părintele Gabriel Cimpoieșu, misionar de 14 ani în coasta de Fildeș, român din dieceza noastră, știam că cu el totul e bine, e în siguranță, și atunci am stat liniștit. Ca seminarist, care a fost activitatea ta în cele 6 luni în coasta de Fildeș? Mai întâi a fost o activitate, să spunem, de cunoaștere a misiunii Gebonoa din coasta de Fildeș, să mă adaptez cu clima, să mă adaptez cu limba franceză, limba pe care o vorbesc toți.
deci o activitate de aceasta de integrare în spațiu, în cultura lor. Și apoi, după primele două luni, am ajuns în noiembrie, așa, noiembrie-decembrie, o perioadă de acomodare, după care, din ianuarie, am început o muncă pastorală. Am mers cu un coleg din același an cu mine și împreună am primit misiunea de a celebra liturgia cuvântului în satele care aparțin misiunii Gebonoa, un număr de 53 de sate. Și la ora actuală, atâtea sate aveți sub îngrijire, da, în comunitatea respectivă? Da, da, da. 53 de sate, împărțite, să spunem, în jurul la 11 mari comunități pe care le vizităm duminica. Apoi, în timpul săptămânii, încercăm să ajungem în satele acestea mai micuțe. Ca seminarist, cum era să... Într-un fel, țineai locul preotului, nu? Da. Dacă e să explicăm liturgia, da, cuvântul înseamnă să se proclame lecturile, da, țineai și o predică. Și o predică, da. A fost o activitate interesantă pentru că... sau și o activitate nouă, pentru că până acum nu am mai celebrat liturgia cuvântului. Și era ceva nou. Am primit programul sau ritualul, cum se desfășoară această liturgia cuvântului, și mi-amintesc că trebuia să pregătesc și predica. Și atunci eu eram așa încântat să dau totul. Țin minte că am pregătit așa o predică mai lungă și când am ajuns în satul respectiv, mi-amintesc și acum unde am celebrat prima dată, am expus predica și la sfârșit, pentru că un catehet m-a ajutat să o traduc în limba locală baule. Vorbeai în franceză. În franceză. Catehetul trebuia să traducă în baule. Și atunci... Deci lungimea predicii s-a dublat. Da, s-a dublat și apoi la sfârșit catehetul mi-a zis: părinte, dar a durat predica un pic. Eu nu mi-am dat seama, eu aveam ceva pregătit, am zis, imediat termin. Dar catehetul a fost surprins un pic de lungimea discursului, lungimea predicii, dar a fost frumos. A fost acea dăruire totală, așa, plină de bucurie, o împărtășire a mesajului evanghelic, o primă experiență cu această misiune a preotului și a misionarului de a mărturisi, de a predica Evanghelia. Erai seminarist. Ca seminarist, care era programul tău într-o o zi obișnuită de duminică? Obișnuită în sensul de program. Da. Păi, fiind doi seminariști, ne împărțeam. O duminică, un seminarist stătea în parohie cu părintele paroh, l-asista la liturghia din biserică, din comunitate. Celălalt seminarist mergea în două sate. Așa, și celebra liturgia cuvântului. Apoi, cel care mergea în sate se întorcea acasă, în parohie, și apoi urma liturgia copiilor de la 14:30. Toți participam, părintele paroh, noi doi seminariști participam cu copiii, așa, și apoi urmau activitățile cu ei, jocuri, cântece, dansuri. Apoi mergeam cu părintele paroh să vizităm bolnavii. În fiecare duminică se vizitează bolnavii. Nu sunt mulți, vreo... Atunci erau maxim 10, cam așa. Și acum la fel, același număr. Mergeam, vizitam bolnavii. O activitate destul de importantă pentru, în general, pentru preoții dintr-o parohie. După ce ne întorceam de la bolnavi, era program liber de seară. O dată pe lună, prima duminică din lună, organizam adorație euharistică, o oră de adorație de la 5 la 6 seara, și apoi după acest program de adorație, seara era liberă. Vă retrăgeați. Da, da. 6 luni ca seminarist. După aceea
M-am întors în mai, la începutul lunii mai. Mi-am continuat perioada de studii. Ai trecut printr-o încercare foarte grea. Da, m-am întors. Dacă dorești să ne povestești. Sigur, nu e nicio problemă. M-am întors de acolo cu o boală pentru ei obișnuită, malaria. Aici s-a agravat. A fost un pic de neglijat această boală, s-a agravat, a trebuit să mă internez în spital, apoi să fiu transferat undeva la un spital mare din capitală, din București. Am fost transferat cu elicopterul pentru că eram într-o situație destul de gravă. Era riscul să părăsesc această lume frumoasă, așa. Acolo am ajuns, medicii nu mi-au mai dat multe șanse de trăit, m-au recomandat Domnului, așa, doar o minune mă mai putea salva. Dar am ajuns seara acolo, mi-au luat analize, toți se așteptau la ce era mai rău, dar ca prin minune a doua zi, spre amiază, mi-au sosit rezultatele și atunci toți au constatat că rezultatele erau din ce în ce mai bune, îmi reveneam și asta a surprins toată lumea de acolo, pe toți medicii, asistentele, toți se minunau că cum... Mare este Domnul! Da! Cum a fost cineva care ți-a spus după momentele acelea când ți-a revenit ce ți-a trebuit Africa? Da, au fost persoane care, nu că mi-a pus întrebarea asta, ce ți-a trebuit Africa, dar după ce m-am însănătoșit, îți mai trebuie Africa? Și eu le spuneam da, dar vreau să mă reîntorc acolo. Și erau toți uimiți. Cum? Deci tu erai să mori din cauza asta și tu vrei să te întorci? Și am zis că da. Ai continuat studiile, ai fost sfințit preot, trecem pe... și totuși te-ai întors. Da, m-am întors. Care a fost motivația? Să vă spun sincer, când am plecat de acolo, după 6 luni ca seminarist, eu aveam această senzație sau intuiție, mă voi întoarce și aveam și dorința, vreau să mă întorc ca preot. Mi-a plăcut mult și atunci am zis că nu vreau să mă mulțumesc doar cu atât. Vreau să vin să slujesc mai mult acei oameni, să trăiesc mai mult cu acei oameni ca preot, pentru că ca preot poți oferi mai mult, să slujești mai mult oamenii. Și atunci m-am simțit oarecum îndatorat, pentru că la acea vreme, pentru noi, dieceza noastră, pentru mulți catolici, oameni așa din Europa, din țara noastră, din dieceza noastră, e greu să ajungi acolo, în Africa. Și atunci am zis, dacă eu am avut bucuria, binecuvântarea, șansa să ajung, a fost nu doar pentru o mică experiență, dar să continui, dacă se poate, din nou, această experiență. E impresionant că nici acel moment de încercare la limită, l-ai numit tu, totuși nu te-a descurajat. Înseamnă că, într-adevăr, vorbim de o motivație destul de puternică. Putem să vorbim despre o vocație misionară? Da. În ce sens? Putem vorbi de o vocație misionară. E acea trăire interioară sau... cum să spun, sentiment interior, acea atracție pe care o simți față de misiune. E ca, nu știu, un virus care rămâne acolo. Rămâne acolo și nu mai vrea să plece. Și atunci, noi în limbaj teologic, este Duhul Sfânt care te cheamă sau te trimite acolo. Și Duhul Sfânt care te așteaptă acolo. Așa. Asta e vocația. Persoana care răspunde și care merge. Așa. Și parcă nu ai stare. La momentul respectiv,
simțeam, trebuie să merg și s-a evit ocazia. Nu am forțat lucrurile, am făcut tot posibilul să mă zbat. Nu, ocazia a venit de la sine. Când ai revenit în coasta de Fildeș? În 2015 am fost hirotonit preot, am activat un an ca vicar într-o parohie din dieceza de Iași. Apoi, spre sfârșitul acestui an pastoral, se căuta un preot pentru a merge în coasta de Fildeș, în misiune, ca misionar. Și de obicei merg cei mai cu multă experiență, mai mari în ani de preoție, dar nu se găsea nimeni. Și atunci singura variantă a rămas să merg eu. Mi-am exprimat dorința în fața episcopului, preasfințitul a fost de acord și uite așa am ajuns din nou. S-a împlinit din nou visul, da, această dorință de a merge ca preot misionar în coasta de Fildeș. În aceeași comunitate în care ai fost ca seminarist sau într-o altă comunitate? În aceeași comunitate, pentru că parohia Gebonoa aparține misiunii de Iași, administrată de preoții din dieceza de Iași, și atunci am mers tot acolo. E bine să specificăm că, să spunem, înaintea ta a lucrat un alt preot român. A lucrat părintele Gabriel Cimpoieșu, preot misionar de 14 ani. A depus o muncă enormă. Cu el s-a înființat, de fapt, misiunea, parohia Gebonoa, și ca la început a fost o muncă enormă de organizare a parohiei, s-a construit biserica parohială, s-a continuat cu multe capele în diferite sate, cu o organizare, să spunem, a parohiei, cateheți în fiecare sat, diferite grupuri și asociații în parohie. Casa parohială trebuia și ea amenajată. A fost o muncă enormă. Timp de 14 ani părintele a lucrat enorm, iar acum se văd rezultatele, lucrurile merg foarte frumos, se așează foarte frumos și avem rezultate extraordinare. Deci continui munca părintului Gabriel Cimpoieșu, paroc de Gebonoa. Tot am pomenit de această parohie. Încearcă să ne povestești cum este structurată această parohie. Pentru că noi de multe ori spunem parohie, ar fi o mică comunitate sau mai mare. Care este structura acestei parohii? Parohia, ca orice parohie, are centrul într-un punct. Nu? Parohia, să spunem, mamă, Gebonoa, cu un număr mai mare de credincioși. Iar de această parohie aparțin mai multe sate. Parohia este înconjurată de mai multe sate, 53 la număr. Așa. În aceste sate, cum nu putem ajunge chiar foarte des, sunt cateheți, responsabili de aceste comunități. Să spunem, îndrumători spirituali, colaboratori ai preoților, îndrumători, deci este această colaborare cu ei. În lipsa noastră, ei sunt cei care dirijează comunitatea. Acest lucru ne ajută foarte mult pentru o bună pastorație, o bună asistență spirituală a credincioșilor. În parohie sunt mai multe grupuri și asociații. Grupuri de copii, grupuri de tineri, grupuri de adulți. Dacă e să luăm copii, este un grup activ, se numește SVAV, Cœur Vaillant, Âme Vaillante, inimi care veghează, suflete care veghează, veghetoare, așa. Și se întâlnesc în fiecare duminică, copiii au liturgia lor, se întâlnesc apoi pentru jocuri, dansuri, învață ceva nou. Apoi este grupul, sunt grupurile tinerilor. Aici sunt mai multe. Este grupul Scout.
este grupul JEC, Jeunesse de l'Église Catholique, Tinerii Bisericii Catolice. Sunt două coruri de tineri. Este apoi grupul de tineri muncitori. Grupul tinerilor muncitori. Apoi ne îndreptăm spre grupul adulților sau mișcările, asociațiile adulților. Este Asociația Familiilor Catolice, Asociația Femeilor Bisericii Catolice, este Legiunea Mariei și mai este un grup sau un cor al adulților, corul mare al adulților. Și apoi mai este un grup care se ocupă, să spunem, cu bolnavi, asistența bolnavilor. Din tot ceea ce ne spui, e o comunitate, ne dăm seama că e o comunitate foarte dinamică și o comunitate care trăiește și mărturisește credința. Misiunea ta specifică în acest moment, sau munca ta, care este? Munca mea este de preot, de paroh, aceea de preot, de paroh, de misionar, de asistență spirituală, de evangelizare în primul rând. Munca misionarului este de a evangeliza, a anunța Evanghelia, a anunța pe Iisus Hristos prin activitățile pastorale, în primul rând prin Sfânta Liturghie, celebrarea Sfintei Liturghii în fiecare zi, cât mai des, fie în parohie, fie în sate. De aceea colindăm cât mai multe sate săptămânal pentru a celebra liturghia, cea care ne dă forță, izvorul, să spunem, misiunii, Iisus Hristos prezent între noi oamenii, în Euharistie, prezent printre noi oamenii. Aveți biserici în fiecare din cele 53 de sate? Nu, nu avem în toate satele, avem doar câteva capele. Ar fi vreo 10 capele, cam așa. În comunitățile mai mari. În rest, celebrăm liturghia sub niște acoperișuri. Noi le spunem apatamuri. Un acoperiș din paie sau din tablă, așa, și ca să ne ferească fie de ploaie, fie de soare, și celebrăm acolo liturghia sau sub un copac. Așa celebrăm liturghia. Umbra este suficientă. Dar am avut în legătură cu cadrul acesta, am avut o senzație interesantă. Înainte de a ajunge în coastă de Fildeș ca misionar, ca preot, am trecut prin Roma, pe la Vatican, și am vizitat Bazilica Sfântul Petru, diferite bazilici, și recunoaștem acea somptuozitate, frumusețea lăcașurilor de cult. Și am ajuns și în coasta de Fildeș și celebram liturghia sub un copac. Și am zis, uite că Iisus coboară și sub un copac. Și e interesant gândul acesta, să vezi că Dumnezeu este pretutindeni. Și în locurile frumoase, catedrale, locuri frumos amenajate, dar și în locuri simple, sub un copac, acolo unde oamenii îl primesc. Mai ales în inimile oamenilor. Cum își trăiesc credința oamenii din parohia ta, ca să nu lărgim la coasta de Fildeș sau... Da. Păi, ca să fim în cunoștință de cauză, vorbim de parohia noastră. Oamenii își trăiesc într-un mod simplu și activ credința. Cum am spus, centrul este celebrarea euharistică, celebrarea Sfintei Liturghii. Și participă foarte activ, mai ales la liturghia de duminică, când participă majoritatea credincioșilor. La ei
este ceva diferit decât la noi această manifestare spirituală a credincioșilor. Știm cu toți, africanii iubesc dansul, cântecul, să aplaude în timpul cântecelor. La fel este și acolo. În fiecare duminică îi vezi cum vin bucuroși la biserică, încep să cânte, să danseze, să bată din palme și e ceva diferit. Nu se uită la ceas. Acolo altfel trece timpul. Chiar dacă în mod normal liturghia ține cam o oră jumate, două, la marile momente, evenimente ale parohiei, liturghia poate ajunge și la 3 ore, dar nu se simte timpul care trece. Deci este o implicare, o trăire activă a credinței. Apoi este această implicare în diferite grupuri și asociații. Aceasta face parte din credința lor. Ei se simt implicați în viața bisericii, în comunitate. Comunitatea depinde de ei. Ei sunt cei care, ei sunt motorul comunității și al bisericii. Și atunci ei se implică. Ei se implică în aceste grupuri și asociații. Am putea spune, nu se mulțumesc cu Sfânta Liturghie duminica și în sărbători. Nu. Deci, cum am spus, este grupul femeilor catolice, bisericii catolice. Se întâlnesc lunar. Este grupul familiilor creștine. La fel, se întâlnesc lunar, țin cateheză cu familiile în fiecare lună. După aceea, ele se întâlnesc, se organizează singure, după își fac programul lor. Dar eu, ca păstor, ca misionar, mă întâlnesc așa, în mod organizat cu ei, o dată pe lună. Am încercat să organizez un program și chiar a fost o idee bună cum am reușit să fac programul. În prima duminică din lună mă întâlnesc cu tinerii. Fac cateheze. Trebuie spus că acolo nu sunt singur. Nu sunt misionar singur, preot singur acolo. Sunt cu un alt misionar din dieceza de Iași, părintele Cosmin Cimpoieșu. Și cu el îmi desfășor activitatea, suntem așa în colaborare strânsă și de aceea avem și rezultate frumoase. Deci în prima duminică avem cateheza tinerilor pe care o face părintele Cosmin. Apoi a doua duminică cateheza cu femeile bisericii catolice pe care eu o prezint. A treia duminică întâlnirea cu familiile bisericii catolice, familiile creștine catolice. La fel, le prezint o cateheză, ne întâlnim, discutăm și încercăm să mărim grupul familiilor, să încurajăm pe tinerii care vor să se căsătorească. A patra duminică, din nou ne întâlnim cu tinerii. Părintele Cosmin se întâlnește cu tinerii, cu toți tinerii. Toți tineri de diferite grupuri și în mod special cu tinerii muncitori. Tinerii muncitori, catolici muncitori. Așa. Și împreună încercăm să dăm forță acestor grupuri. O agendă, să folosim termenul, o agendă destul de încărcată. Da, trebuie spus că în timpul săptămânii nu sunt aceste activități cu grupurile, noi preoții cu ei sau cu ele, pentru că mulți merg la lucru, la școală și atunci nu putem să ne întâlnim. Rămâne doar duminica. Duminica. Sâmbăta este zi de piață, zi în care ei pot să mai câștige un ban. Așa? Și la fel nu putem să ne întâlnim cu ei. Doar duminica. Duminica. Cu ce se duc la piață? Curiozitate. Cu ce se duc la piață? Mulți sunt agricultori și atunci își prezintă produsele agricole. Au
cum diferite produse ca și la noi, cartofi, roșii, legume, lemne de foc, cărbuni. Tot ce e nevoie pentru o gospodărie. Da, da, da. Sunt comercianți, cum vedem noi în piețele noastre, cu haine, cu produse cosmetice, deci lucruri de acestea. Da. Care sunt provocările pentru biserica, iarăși nu rărgim din Africa, din coasta de Fildeș? O provocare ar fi cea a tinerilor. Tinerii sunt ca peste tot ușor manipulați sau poate mai mult manipulați de societatea, să spunem, care vrea să-i atragă spre anumite comportamente care le pot dăuna. Și atunci ei descoperă telefonul, pentru că și ei au telefoane mobile în care totdeauna sau în fiecare zi, ca și tinerii noștri pe Facebook, cu muzică, și e riscul să fie atrași spre, să spunem, o depărtare de biserică, de profund, de spiritual, de Dumnezeu. Și de aceea tinerii sunt o provocare pentru biserică. Biserica trebuie să fie atentă, să nu-i scape pe tineri. Chiar și acolo. Chiar și acolo. De aceea, de când sunt parul, de un an de zile, am organizat aceste întâlniri cu tinerii ca să îi ajutăm să crească frumos prin învățătura creștină, oferindu-le o educație religioasă cât mai bună, care să-i ajute să fie oameni buni pe mai departe. Deci asta observă această atenție față de tinerele generații. Da. Zilele trecute, Sfântul Părinte a efectuat o vizită apostolică în Madagascar, Mozambic, Madagascar și Mauritiu. Și acolo, în Madagascar, Mozambic s-a întâlnit și cu tinerii chiar în capitale, în Maputo, și le spunea Sfântul Părinte, lansa acest îndemn pe care repete cu insistență Sfântul Părinte: nu lăsați să vi se fure bucuria. Și spune apoi: trebuie să fim atenți la două atitudini care ucid visele și speranța, care sunt resemnarea și neliniștea. Și într-un alt moment, și aici îmi permit să dau citatul mai lung, le spunea tinerilor cum trebuie să vă angajați pentru țară. Exact cum faceți acum, rămânând uniți, de specificat că era o întâlnire ecumenică, dacă nu chiar interreligioasă, nu erau numai tineri catolici, rămânând uniți, dincolo de orice lucru care vă poate diferenția, căutând mereu oportunitatea pentru a realiza visele unei țări mai bune, dar împreună, împreună. Cât de important este a nu uita că dușmânia socială distruge. Și o familie se distruge datorită dușmâniei. O țară se distruge datorită dușmâniei. Lumea se distruge datorită dușmâniei. Și dușmânia cea mai mare este războiul, pentru că sunt incapabili să se așeze și să vorbească. Fiți capabili să creați prietenia socială. Am încheiat citatul. Sunt lucruri valabile și pentru tinerii din Coasta de Fildeș, din parohia ta? Desigur, Papa vorbește despre această unitate. Împreună putem construi, să spunem, o societate frumoasă, echilibrată, cu moravuri bune. Împreună putem construi o parohie, o misiune frumoasă în jurul lui Hristos. Și tocmai aceasta noi misionarii, preoții încercăm să introducem sau să ajutăm să fie o parohie unită sau în mod special tinerii să fie uniți. Și prin toate activitățile noastre, cateheze în mod special, și apoi momente de destindere, de dans, să spun, de cântece, încercăm să îi păstrăm uniți și împreună să lucreze pentru a se dezvolta armonios și ajuta apoi comunitatea și acolo unde vor fi să dezvolte lumea.
Care este parcursul tinerilor? Bineînțeles, merg la școală, reușesc să facă studii, să spunem, universitare, găsesc loc de muncă, în ce măsură biserica sau în ce modalitate biserica îi ajută? Care este contextul social? Cam multe întrebări deodată. Da. Ei merg la școală. Majoritatea de mici merg la școală. Parcurg ciclul inițial. Școlile sunt ale statului, ale bisericii? Sunt școli de stat, dar sunt și școli catolice, școli ale bisericii. Acum, în funcție de bugetul fiecarei familii, așa, fiecare alege să meargă la stat sau la școala catolică. Dar trebuie spus că școala catolică oferă o bună educație. O bună educație. Chiar și în parohia noastră avem o școală primară catolică. Și aici este o provocare, poate vom reveni după aceea. Deci tinerii de mici merg la, sau copilașii de mici merg la școală, de la grădiniță la școală, așa, ajung la liceu și apoi la facultate. Sunt facultăți, sunt școli peste tot. O provocare pentru ei ar fi costurile. Educația costă și bani. Poate mai mult la ei, în fine, sunt taxe pe care trebuie să le plătească. De multe ori nu și le permit. Taxe de înscriere, taxe de tot ce înseamnă un an întreg. Și e foarte greu pentru ei, pentru familie. Norocul lor este că acolo se ajută între ei, familia contribuie toți membrii contribuie să mențină un copil la școală sau la facultate. Nu doar mama sau tata, dar întreaga familie se organizează ca să susțină pe cineva din familie la școală. Foarte semnificativ acest lucru. Da, da. Și așa ajung sus. Cei care muncesc, învață, pot ajunge să obțină un bun serviciu. Bun serviciu, să aibă diplome, așa. E mai greu, de asemenea, ca și la noi, să se angajeze. E acest risc. Ai studii bune, studii superioare, dar nu găsești de lucru. Supracalificat. Da. Și atunci trebuie să te zbați, să cauți, să mergi într-o parte în alta, în capitală mai ales, acolo sunt cele mai multe servicii, așa, și acolo majoritatea merg acolo, în capitală, ca să își găsească de lucru. Dar prin educație, lumea se schimbă, se transformă. Pentru că trebuie spus, ei vin dintr-o mentalitate sau cultură tradițională, dintr-o religie tradițională, lumea spiritelor, a strămoșilor, a vrăjitoriilor, a răului, a spiritelor necurate, a nopții întunericului. Ei vin de aici. Și atunci, prin educație, prin școală și prin biserică, ei descoperă o lume plină de lumină. Vorbeai de religiile, fără teamă, da. Da, de religiile tradiționale. Suntem spre finalul emisiunii, de aceea. Religiile tradiționale. Care este raportul cu alte religii? Bănuiesc că vorbim de islam. Da. Sau cu confesiuni, alte confesiuni creștine. Da. Raportul între cultele religioase este un raport de bună înțelegere. De bună înțelegere, de pace. Nu există conflicte între catolici, protestanți, neoprotestanți sau musulmani sau cei din religiile tradiționale. Mulțumim Domnului! Nu ne bucurăm de multă pace, de înțelegere. În unele comunități au loc întâlniri de rugăciune între catolici neoprotestanți sau catolici musulmani, așa, și e o bună colaborare. Vedem convertiri masive
în toată coasta de Fildeș, în Biserica Catolică și mai ales în parohie la noi. Aceste convertiri vin din cultele neoprotestante, cele mai multe, și apoi din religiile tradiționale. Ne bucurăm enorm de mult că Evanghelia, adevărul de Hristos, ajunge în sufletele acestor oameni. Și în fiecare lună, avem convertiri. Multe persoane își exprimă dorința, vreau să intru în Biserica Catolică. Nu insistăm asupra cifrelor, dar da, câte botezuri au fost în parohie anul acesta? Anul acesta, pastoral, din octombrie până în iunie, am avut 65 de botezuri, de la bebeluși până la persoane adulte. Am avut apoi 43 de persoane care au primit mirul și am avut și două căsătorii. Acolo nu prea se celebrează căsătorie, nu este o dificultate. E mai complicat, e cultura care îi împiedică, mentalitatea, e mai complicat. Ne-a trebuit o emisiune, ocazia doar pe subiectul acesta al căsătoriei. Un alt aspect, cum se simte lumea? Pentru că acolo, în parohia respectivă, e o oază românească. Părintele Gabriel, de 14 ani, acum doi preoți, tot din România. Da. Cum se raportează oamenii la această situație? Credincioșii s-au obișnuit cu noi, preoții, misionari, și cu pastorația pe care noi o facem acolo. Ei s-au învățat întotdeauna să se angajeze. Prin noi, în fine, prin pastorația pe care părintele paro de dinainte și apoi prin pastorația noastră, ei au învățat că sunt parte din parohie. Și atunci ei colaborează cu noi. Noi ne bazăm pe ei. Fără aportul lor sau fără colaborarea lor, noi n-am putea face nimic. Și atunci ei s-au obișnuit cu stilul nostru. Ei așteaptă să dăm din ce în ce mai mult, sau să venim cu cât mai multe inițiative. Ei s-au obișnuit, întotdeauna noi le oferim inițiative, activități și așa mai departe, proiecte, căutăm ajutoare, binefăcători, și ei s-au obișnuit cu această activitate, s-au obișnuit cu aceste activități frumoase și colaborează frumos cu noi. Fără ei, noi n-am putea să avem rezultate frumoase. Simt că sunt parte din comunitate. Ei fac. Noi ajutăm, dar ei sunt... Un lucru care am avea de învățat de la ei, un alt lucru sau alte lucruri care am avea noi, creștinii, să spunem, din Europa, din România, am avea de învățat de la ei? Tocmai această implicare în viața bisericii. Această credință activă de care am vorbit mai înainte, să se angajeze activ în biserică. Iar ar putea fi un alt subiect de emisiune, prezența comunităților ecleziale de bază. Parohiile din coasta de Fildeș sunt împărțite pe sectoare. Aceste sectoare se numesc comunități ecleziale de bază. Am putea să desfășurăm, să comentăm mai pe larg, dar poate cu altă ocazie. Luăm ca și o promisiune când te mai întorci în țară. Dar revenim la idee, este această implicare activă a credincioșilor în viața bisericii. Apoi este responsabilitatea pe care o au în comunitate. Ei se angajează în grupuri, asociații. Când sunt evenimente, se organizează acel eveniment și ei sunt cei care organizează. De obicei, după o liturghie așa de sărbătoare, organizăm și o masă frățească cu toată lumea. Și cine se angajează sau cine organizează? Ei, cu ajutorul lor. Noi, preoții, organizăm aceste momente, evenimente. Deci este această participare activă, responsabilă și bucuroasă. Ei simt că asta îi face să se împlinească, să îi face fericiți. Și asta am putea să învățăm de la ei,
Noi suntem cu timpii europeni, nu cu cei africani de liturghii de 2-3 ore. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Îți mulțumim din toată inima că ai dorit să împărtășești cu noi crâmpeie din emisiunea ta în Coasta de Fildeș, în parohia Gebon Noua. Am reușit să pronunț. Ținem cont că ai făcut promisiunea că atunci când vei reveni în țară, te vom dori din nou într-un studioul nostru, pentru că noi credem contează foarte mult să împărtășim această realitate a bisericii, care este universală, atât de diferită și care ne ajută pe fiecare dintre noi. Îți dorim mult succes, Domnul, să te ajute în misiunea ta. Vă mulțumim pentru că ați dorit să rămâneți cu noi. Vă dăm întâlnire la o nouă emisiune sub semnul crucii aici la Polonia TV.